Deoarece la Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat au participat și miniștrii ai guvernului, problema întârzierii lucrărilor modernizării DN73 a fost ridicată și aici de către președintele interimar al PSD Argeș Tudor Pendiuc, președintele Consiliului Județean Florin Tecău și deputatul Mircea Drăghici. Președintele Tudor Pendiuc speră ca după aceste intervenții lucrările să înceapă să se miște, adăugând în același timp că întârzierea lucrărilor se datorează constructorului. N-au respectat angajamentul care și l-au luat față de CNADR, și anume să înceapă lucrările pe banii lor și la rectificare să se prevadă bani și să fie decontrați în toamnă. Probabil că asta n-a fost. Oricum, acolo am făcut intervenție la domnul Neaga, viitor președinte al CNADR-ului, a vorbit și domnul deputat Răghici și ni s-a pornit, dacă v-a spus, n-am primit asigurări că se vor urgenta lucrurile și că vom vedea și efectiv în teren. Oricum, acum trebuie să spunem că organizarea de șantier sunt ceva lucrări, dar fira făcute, ori noi vrem ca până în toamnă să se cunoască, să turnăm o bucată de asfalt măcar până în toamnă. Fiindcă atunci vom aprecia că într-adevăr se lucrează.